Bună seara, stimați telespectatori! Vă spune Vasile Tofan la o nouă emisiune Fiți Oameni. Bună seara, stimate doamne! Vă salut pe toți cei care sunteți în seara aceasta în fața micului ecran la un popas pentru suflet. Așa cum spuneam și în emisiunea trecută, emisiunea Fiți Oameni nu este nimic altceva decât un popas, o șezătoare, dacă vreți, pentru suflet. Sufletul care se hrănește sau se odihnește în cuvântul lui Dumnezeu. Cartea aceasta, Biblia, este hrana sufletului omenesc, este hrană pentru sufletul omenesc. Vă salut cu toată inima pe toți cei care ne urmăriți și din Galați, și din Brăila, din județele Galați și Brăila, și desigur nu vă uit nici pe cei din penitenciarul Galați, Brăila sau Tichilești. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze acolo unde sunteți și să vă dea nădejde. O nădejde pe care numai Dumnezeu poate să o dea și această nădejde pe care Dumnezeu o dă nu înșeală. Așa spune, dacă veți citi și veți avea curiozitatea, și eu mă rog să aveți și curiozitatea și dorința să deschideți cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Petru spune la un moment dat: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a născut din nou la o nădejde vie, la o nădejde care nu înșeală. Da, această nădejde pe care Dumnezeu o pune în inima omului nu înșeală, și mă bucur că această nădejde a pus-o și în inima mea și îmi doresc atât de mult să o pun în inima tuturor celor care trăiesc în țara aceasta, care sunt din Galați, din Brăila, de pretutindeni. Dumnezeu să pună nădejdea aceasta în fiecare dintre dumneavoastră. Despre ce nădejde este vorba? Este vorba despre nădejdea că într-o zi vom învia. Chiar dacă cei mai mulți oameni nu mai cred lucrul acesta sau nu cred lucrul acesta, este adevărat ceea ce spune această sfântă carte, că într-o zi vom învia. Vom învia împreună cu Hristos. Hristos ne va învia. Pentru că El a fost Cel din tâi care a înviat și apoi a mers la ceruri și a făcut promisiuni pe care le-a lăsat scrise în cuvântul Său. Dragii mei, vă spun cu toată inima că am ales să-L cred pe Dumnezeu, pentru că El nu a mințit, nu minte și nu poate să mintă vreodată. Tot ceea ce este scris în această carte s-a împlinit, se împlinește și se va mai împlini. De aceea am ales să-L cred din toată inima pe Dumnezeu și să cred cuvintele pe care El le-a spus. Domnul Iisus spunea ucenicilor, veți găsi lucrul acesta în Evanghelia după Ioan la capitolul 14, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe lăcașuri. Am mai spus ceva, să nu vi se tulburi inima. În casa Tatălui meu sunt multe lăcașuri. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus, acum mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde voi fi eu să fiți și voi cu mine. Ce promisiune extraordinară! Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, s-a dus la ceruri ca să ne pregătească un loc, ca acolo unde este El să fim și noi împreună cu El. Care noi? Noi toți cei care credem, care am ales din viața, în viața de pe pământul acesta. Cât suntem în viață pe pământul acesta, omul alege sau respinge. Dar toți cei care aleg să creadă în Iisus Hristos, toți cei care aleg să calce pe urmele pașilor Săi, toți cei care aleg să trăiască și ei cum a trăit Hristos, ei vor învia într-o zi și vor fi pentru vecii vecilor cu Dumnezeu. Aceasta este nădejdea. Viața aceasta de pe pământ este scurtă, nu se merită să dai viața veșnică pe viața aceasta de pe pământ. Din păcate, cei mai mulți oameni o fac. Din păcate, cei mai mulți oameni aleg doar această viață scurtă și nu cred cuvintele vieții veșnice. Nu cred cuvintele scrise în cartea aceasta pe care Dumnezeu le-a lăsat. Eu îmi doresc cu tot sufletul și cu toată inima, de când am început această emisiune Fiți Oameni, îmi doresc atât de mult ca Dumnezeu să vă convingă. Numai El poate să o facă. Ceea ce pot eu să fac este să vestesc adevărul lui Dumnezeu cu toată inima, cu toată curăția. Dumnezeu este acela care poate să vă convingă. Dumnezeu este acela care poate să vă dea și voința și înfăptuirea
ca să vă puneți nădejdea în El și punându-vă nădejdea în El să primiți în inima dumneavoastră o nădejde vie, o nădejde care nu înșeală. Dragii mei, toți oamenii care au primit nădejdea aceasta în inima lor nu mai au frică. Nu mai au frică de moarte și nu mai au frică de nimic, de nicio primejde, de nicio nimic din ceea ce ar putea să vină asupra lor. Nu se mai tem, pentru că ei au ales să se teamă de Dumnezeu și omul care se teme de Dumnezeu primește de la Dumnezeu pace chiar în mijlocul necazurilor, chiar în mijlocul frământărilor, primește de la Dumnezeu pace și încredințare, încredere că Cel ce a creat pământul, universul și tot ceea ce este, este de partea Lui și îl protejează și îl ocrotește. Am făcut introducerea aceasta sperând din toată inima să vă prindă, să vă fie de folos. Nu sunt cuvinte pe care le-am spus pentru prima dată, le-am mai spus de atâtea ori, dar am ținut să fac introducerea aceasta. Dați-mi voie în seara aceasta să vă spun că am un invitat și invitatul pe care l-am este din Frumoșița, este vorba despre domnul Tacu Traian. Vă spuneam din emisiunea trecută că va fi cu noi în seara aceasta. Mulțumesc din toată inima că a acceptat. Chiar m-a surprins că l-am sunat și mi-a spus, păi cuvântul este cuvânt, trebuie să-l împlinim. Așa este frumos, așa face un om care a devenit cu adevărat om, cuvântul pe care îl spune, îl și respectă. Traian, bine ai venit la emisiunea Fiți Oameni. Știu că unii dintre telespectatorii noștri te cunosc. Nu cred că o să-i deranjeze și din contră, poate o să-și aducă aminte cu plăcere să intru un pic în povestea vieții tale, cine ești, de unde vii, cum ai ajuns în postura aceasta. Dă-mi voie să te rog frumos să împărtășești încă o dată, așa, ca un rezumat, cine este Tacu Traian. În primul rând vreau să spun bună seara, bună seara la toți telespectatorii care urmăresc această emisiune și eu mă bucur din toată inima că am putut să vin, să ajung la această emisiune, care este o emisiune foarte frumoasă. Știu că urmărești. Fiți Oameni. Știu că urmărești de fiecare dată cu soția ta. Slavă Domnului! Numele meu este Tacu Traian, sunt din comuna Frumoșița, județul Galați. Pot să spun că, acum pot să spun că am o familie frumoasă, sunt căsătorit cu Tacu Dumitra, avem 3 copii, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 3 copii. Pot să spun acum că nu știam lucrul acesta frumos și minunat, că Dumnezeu te poate binecuvânta. Dumnezeu îți poate ține partea, Dumnezeu poate să privească cu drag la tine și la mine dacă și eu mă pot schimba sau mă las în voia lui Dumnezeu. Corect. Ca Dumnezeu să știe de mine și eu să știu de El. Traian, în ce an te-ai căsătorit tu? Dacă îți mai aduc și da. În 99 m-am cunoscut cu soția la începutul anului 99, iar la sfârșitul anului 99 ne-am mutat împreună. De căsătorit, ne-am căsătorit în 2000, la sfârșitul anului 2000, nu știam că nu trebuie să locuim împreună, pentru că așa era. Atunci nu știam adevărul cuvântului Dumnezeu, pentru că nu citisem niciodată Biblia. Dar de atunci am fost stând împreună, nu am știut exact cum se procedează într-o familie. Puteam să fiu un om moral, dar făceam toate după cum mă ducea pe mine capul. Nu știam să o iubesc, să o respect. Mm-hmm. Într-un cuvânt, cred că nu știe ce înseamnă căsnicie. Exact. Am mai spus eu lucrul acesta și dați-mi voie să-l mai spun încă o dată. Căsnicia omului seamănă cu un triunghi social. Aici este bărbatul, aici este femeia, dar în capul triunghiului trebuie să fie Dumnezeu. Și atunci când bărbatul aleargă și îl caută pe Dumnezeu și când femeia aleargă și îl caută pe Dumnezeu, viața celor doi devine o viață binecuvântată de Dumnezeu. Așa este. Am continuat cu cele care știam eu că sunt valoroase, care sunt bune pentru mine
Și am continuat să fac tot felul de rele, tot felul de nelegiuiri, neștiind că ele sunt păcate. Și m-am afundat tot mai mult în acele păcate. Din cauza acelor nelegiuiri care s-adunaseră foarte multe, la un moment dat a trebuit ca să plătesc, exact așa cum este în viața de zi cu zi. Ne ducem să cumpărăm ceva, intru într-un magazin, iei alimentele, dar când trebuie să pleci, nu ai cum să spui mulțumesc și ai plecat. Trebuie să treci pe la casă să plătești. Așa s-a întâmplat și cu mine, pentru tot ceea ce am făcut rău, a trebuit să plătesc. Da. Și am fost arestat. Când ai fost arestat prima dată? Prima dată am fost arestat în 2001. Știu că atunci nu ai stat decât foarte puțin. Am stat un an și două luni. Am fost condamnat în primă instanță la 8 ani, dar pe urmă am rămas la un an și 8 luni și am făcut doar un an și două luni. Au trecut ani, am ieșit de acolo, parcă acolo m-am experimentat. Din nou, nu am auzit cuvântul lui Dumnezeu. Nu a fost cineva ca să... Nici eu nu m-am lăsat modelat sau undeva ca să aud de acest cuvânt minunat de Biblie. Știam de Biblie, dar nu am citit niciodată din ea. Dar ce era pentru tine Dumnezeu la vremea aceea? Cum îl vedeai pe Dumnezeu? La acea vreme Dumnezeu pentru mine era o icoană închipuitoare. Când vedeam acea icoană sau o troiță sau ceva care era închipuitor, mă opream, mă făceam cruce doar pentru câteva momente. Mm-hmm. După care îmi reluam din nou activitatea mea, uitam de Dumnezeu, uitam că El este viu în cer. Și, sau când erau sărbătorile de Paști și de Crăciun, doar atât îmi mai reaminteam de Dumnezeu. Dar nici atunci nu trăiam profund, să trăiesc așa un adevărat sens al cuvântului cu Dumnezeu, să știu ce este Dumnezeu, să am multe, să știu detalii despre Dumnezeu. Nu știam nimic. Dăm voie să intervin un pic aici, pentru că n-aș vrea să se simtă cineva ofensat sau jignit că la un moment dat ai pomenit că treceai pe lângă o troiță sau, mă rog, vedeai o icoană și îți făceai cruce și poate cineva ar întreba, da, e greșit să faci așa ceva. Dragii mei, nu putem să spunem și nu pot să spun că ar fi greșit, dar ceea ce trebuie să spun și să afirm cu tărie este că e greșit atunci când tu crezi că este de ajuns să faci doar atât. Foarte mulți oameni se înșeală și cred că un semn pe care și-l fac sau un anumit ritual pe care el îl împlinesc le dă dreptul de a se numi creștini. Este fals lucrul acesta și o spun cu respect, o spun cu toată inima, dar și cu toată responsabilitatea. Și eu am crezut multă vreme lucrul acesta. Am crezut că e de ajuns să împlinești anumite lucruri pe care le știam de la părinții mei care m-au învățat, dar ceea ce este foarte important și n-am spus-o odată, am spus-o de multe ori, este important să intri într-o relație cu Dumnezeu. Da? Asta este foarte important. Mă gândesc că la vremea aceea Traian nu avea și sunt convins că nu avea o relație cu Dumnezeu, relația aceasta care mai întâi se face prin cuvântul lui Dumnezeu. Omul când citește Biblia și o citește cu interes, o citește cu dorința de a-și mântui sufletul, cu dorința ca păcatele să-i fie iertate, cu dorința ca să devină un om liber, un copil al lui Dumnezeu, intră într-o relație prin această carte, prin cuvântul lui Dumnezeu. După care merge un pas mai departe și realizează, da, orice om care citește cu interes Noul Testament, cele patru evanghelii, după aceea Noul Testament, desigur și Vechiul Testament, dar în mod deosebit Noul Testament, omul respectiv realizează că este un om păcătos, că păcatele lui pun un zid de despărțire între om și Dumnezeu și atunci face pasul următor, caută să vadă cum poate scăpa de păcatele acestea. Și nu există decât o singură soluție, nu există alta.
Nu există alta. Ceea ce vă spun este scris în această carte. Soluția care este și pe care Dumnezeu a dat-o este pocăința. Adică omul care se întoarce cu toată inima la Dumnezeu, care regretă păcatele respective, care își plânge păcatele respective, dar se și lasă de ele, spune Biblia, capătă îndurare. Asta, în felul acesta, când Dumnezeu iartă păcatele unui om, când omul crede lucrul acesta, primește mai apoi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și Duhul Sfânt este cel care face legătura dintre om și Dumnezeu. Prin Duhul Sfânt, omul comunică cu Dumnezeu, intră, dacă vreți, într-o relație ca dintre un tată și un fiu, atunci omul începe să înțeleagă ce anume este viața de credință, cum se trăiește viața de credință și ce vrea Dumnezeu de la el. Dragul meu, iartă-mă că am făcut introducerea asta, adică ar trebui să intervin ca să nu se simtă cineva lezat și să creadă că atacăm vreo religie sau vreo formă a unei religii. Nici vorbă de așa ceva. Nu vorbim despre o religie, ci noi vorbim despre o relație pe care trebuie să o ai cu Dumnezeu și pe care la vremea aceea Traian nu o avea. Cum ai ajuns să înțelegi lucrurile acestea? Ai ajuns în penitenciar pentru a doua oară. Da, am ajuns în penitenciar pentru a doua oară în 2012. Acolo la fel a venit apăsări peste mine. Nu e ușor ca să lași acasă o soție cu trei copii și cu multe datorii. Și cu multe datorii și să stau pentru mulți ani, deși aveam o condamnare de 6 ani, să stau în penitenciar. Au venit apăsări, au venit gânduri, tot felul de chestiuni peste mine în care nu mai aveam liniște, nu mai aveam pace, nu mai. Dar într-o dimineață m-am trezit cu un gând care nu mă trezisem întotdeauna așa, nu mă trezeam dimineața cu acel gând, căci dacă îmi voi pune capăt zilelor, voi scăpa de, și de datorii și de toate, mă voi elibera de tot. Și din închisoare și din absolut orice. Dar veniți acest gând cu o bucurie, mai degrabă să spun o satisfacție. Îmi hotărâsem pentru ziua următoare în toaleta camerei și îmi procurasem și o funie din penitenciar ca să duc acest plan la bun sfârșit. A doua zi când trebuiau să plece colegii la curtea de aer, mă gândeam că o să mă prefac că mi-este rău și o să rămân în cameră. Numai că Dumnezeu a știut ce gândeam eu, a știut planul potrivnicului celui rău și nu a îngăduit acest lucru și a mai iubit din toată inima. A trimis pe un slujitor de-a lui care vestește Evanghelia în penitenciare și un alt coleg de cameră care ieșea periodic la, acolo la club pentru niște cursuri, să spun că erau niște cursuri exact de învățătură. Și m-a invitat și pe mine. Mi-a venit la mine la cameră, mi-a zis: Traian, uite, hai să mergi cu mine astăzi, pentru că vine cineva, un prieten de-a meu, care vestește aici Evanghelia lui Isus. Nu am vrut să ies, că n-am auzit, pentru că nu știam niciodată ce este Evanghelia, nu știam ce este Cuvântul lui Dumnezeu, știam fictiv așa de Dumnezeu, dar nu știam amănunte detaliate. Nu am vrut să ies. Mai cu forța băiatul m-a scos, prietenul ăsta m-a scos din cameră și... Adică să spunem pe de-a dreptul că te-a luat în brațe. M-a luat în brațe și m-a scos cu forța pe holul unității și de acolo... Dăm voie să spun, un pic să nu uiți, dăm voie să spun că cel despre care vorbești, l-am întâlnit câteva zile în urmă și i-am adus aminte de gestul acesta pe care l-a făcut și pe care tu l-ai împărtășit. Este vorba despre un cunoscut, un apropiat, mi-e drag omul acesta, se găsește în arest la domiciliu, din păcate, datorită slujbei pe care eu am, pot să-l mai vizitez și i-am amintit episodul acesta pe care tu îl povestești acum. El și-a adus aminte de clar că așa a făcut, de fapt slujitorul care a venit acolo, acum oamenii știu că eu sunt,
Cei mai mulți știu că te-au ascultat data trecută, cei care nu știu, de 20 de ani vestesc Evanghelia Domnului Iisus Hristos în penitenciarele din România, în speță la Galați aici, și i-am adus aminte din nou, zic, uite, vezi ce interesant, Dumnezeu te-a folosit pe tine ca să-l scoți afară pe Traian și i-a salvat viața. Aș putea spune, i-ai salvat viața, îi spuneam lui. Și a adus aminte numai că ceea ce îmi spune băiatul acesta este că zice, da, dar eu nu pot. Oare să aibă dreptate? Că nu poți? Un om care vrea să-l aibă, tu cum ai putut? La mine dorința a venit, de fapt, s-a întâmplat foarte rapid. Nici nu mi-am dat seama când am trecut dintr-o parte în cealaltă, din starea în care mă aflam, într-o altă stare și cu o dorință pentru Dumnezeu. Nici nu știu cum s-a întâmplat, atâta pentru că am simțit. Traian, acum când oamenii te privesc și eu te privesc și sunt uimit de schimbarea ta, tu nu aveai aceeași față în trecut, nu aveai fața asta. Nici vocabularul și probabil că dacă te-aș fi întâlnit câțiva ani buni în urmă, nu cred că am fi stat la taifas amândoi. Sigur. Dar mă bucur că Dumnezeu te-a schimbat și cum s-a produs schimbarea asta? Că știi de ce te rog să mai explici o dată? Poate se va uita la emisiune, am să-l anunț de emisiune și se va uita la emisiune și poate va zice, uite domnule, dacă a putut Traian, pentru că asta îi spuneam, măi, dacă Traian a putut, acum Traian nu are 7 aripi, nu are nu știu ce, e om ca și tine, da? Cum te-a putut Traian Tacu ca să găsească drumul acesta și să lase pe Dumnezeu să-i schimbe viața? Ajungând acolo unde veneați dumneavoastră, Dumnezeu așa mi-a pus pe inimă, că am ascultat, nu am mai auzit în cuvinte așa de frumoase până atunci. Știu că primele cuvinte pe care le-a spus Dumnezeu din cer a părăsit împărăția, a venit pe pământ și a murit pentru mine și pentru voi toți. Extraordinar. Și acele cuvinte m-au făcut, m-au topit, practic să spun, m-au topit. Am stat în continuare, de fapt am rămas, am încremenit așa și mă uitam foarte atent la dumneavoastră, v-ați uitat, probabil ați continuat să vorbiți, la un moment dat v-ați oprit și m-ați întrebat cum mă cheamă. Mi se părea extraordinar de interesant că erai singurul din încăperea respectivă care pur și simplu m-ai țintuit cu privirea, dar de fapt sorbeai cuvintele pe care Dumnezeu mi le-a pus pe inimă să le spun acolo, clar. Așa nu vorbeam, este. Nu mă pricepeam eu să vorbesc ceva, ci Dumnezeu a fost acela. Așa care... este, m-ați întrebat dacă am o Biblie, am spus că nu am și nici nu am citit niciodată o Biblie, mi-ați înmânat o Biblie atunci pe loc și am plecat din acel loc cu o bucurie imensă, cu acea Biblie în mână și din acel moment am devenit un subiect și în cameră și pentru restul cam înnebunit, că au mai fost care au înnebunit, pentru că umblam cu Biblia mereu la mine, citeam în continuu și din acel moment m-am schimbat. Cuvintele pe care le-am citit acolo m-a făcut să mă schimb și Dumnezeu a lucrat în mintea mea, în inima mea și a făcut un alt om, așa cum m-a făcut să fiu om, așa cum se numește și această emisiune Fiți Oameni. Exact. Acum, cu adevărat, sunt om. Vezi ce mi se pare interesant, stimați telespectatori, din nou au răsunat cuvintele acestea în mintea mea și nu-i primul caz pe care îl am în minte. Traian pleacă de acolo cu această carte, cu Biblia, începe să citească de ea, ia o hotărâre pentru viața lui ca să o rupă cu păcatul și foarte interesant, oamenii spun că au înnebunit, că a înnebunit. Dacă așa ți-au spus în camera. Așa mi-au spus, că înnebunit. Da. Până atunci, eu știu din ceea ce el mi-a povestit, până atunci făceai tot felul de nenorocire acolo. Când te enervai, nu mai țineai cont de... Nu era nebun. Atunci nu era nebun. Atunci... Foarte interesant. Deci când înjuri, când îi pui mâna pe ceva și ești în stare să-i dai omului în cap, când minți, când furi, când înșeli, când te îmbeți, când faci atâtea și atâtea, atunci e interesant că oamenii nu-ți spun că ești nebun.
Dar mă rog, poate 1-2. Dar cei mai mulți zic că e ok. Când ai luat hotărârea să te întorci la Dumnezeu, când ți-ai dat seama că drumul pe care mergi nu e bun, atunci oamenii te numesc nebun. Foarte interesant. Da, interesant tare, pentru că am urmat schimbarea mea, a urmat de la zi la zi, mai mult, mai mult, mai mult. Ai renunțat la gândul de a-ți mai lua viața. Am renunțat la acel gând, totul s-a schimbat, s-a transformat, eu mă transformasem, toți priveau la mine nedumeriți, se uitau altfel, veneau și mă întrebau, ești bine? Ieșeam la curtea de plimbare cu Biblia, dacă veneau în cameră cu Biblia, nu mai... Acum veneau unii și mă mai întărâtau să-mi vadă dacă mai ripostez, dacă mai... Și am văzut că nu mai, cu totul s-a întâmplat cu totul altceva, eram un alt om, nu mai răspundeam la provocări, nu mai aveam nicio legătură cu nimic. Înseamnă că s-a întâmplat ceva. S-a întâmplat ceva și ceea ce s-a întâmplat este că numai când Dumnezeu intervine în viața unui om, atunci acel om se poate schimba. Cu siguranță, probabil nu de la un om, aș fi fost o scurtă vreme, o scurtă perioadă, o săptămână, o lună sau poate un an. Dar da, nu, un an, până 100% nu. Nu până în ziua de astăzi, să fiu un om schimbat. Schimbat. Un om născut din nou. Un om născut din nou. Slavă Domnului! A făcut Dumnezeu pentru tine minuni în locul acela. Da, am văzut minunile lui Dumnezeu. Asta m-a întărit și mai mult. Pentru că a venit soția mea la vizită și a început să plângă. Mi-a zis că i-a căzut părul din cap. A început să-i cadă părul din cap. M-am uitat, deși era mai mare decât un ban, așa... Și era un țesut mort acolo, nu mai avea păr deloc. M-am speriat, m-am zis că e cancer. Mm. Dar citisem în cuvântul lui Dumnezeu că dacă îi ceri cu credință, El îți dă. Dacă îi ceri cu credință, dacă faci o rugăciune, o cerere lui Dumnezeu, El îți dă. Dar să-i ceri din toată inima. Și cu credință. Și cu credință. Am cerut acest lucru lui Dumnezeu și... Până atunci și soția nu avea o stare bună. Când sunam acasă, nu auzeam cuvinte de laudă, de încurajare, să spună, lasă că o să treacă ani, o să treci. Doar atât îmi spunea, ce mi-ai făcut, m-ai distrus, m-ai nenorocit, cu ce o să duc copiii la bun sfârșit, cu ce îi îngrijesc, cu ce o să mă descurc. Și vă dați seama că această povară era grea pentru mine. Dar rugându-mă lui Dumnezeu ca soția mea să fie schimbată așa cum am fost și eu și această boală, să fie vindecată, ca părul să nu-i mai cadă din cap, am făcut-o din toată inima și cu credință. Când am sunat peste vreo 2 săptămâni acasă, mi s-a părut că am greșit numărul, că am auzit o altă voce la telefon și am închis. Formând numărul din nou, mi-a zis de ce ai închis. Deci era soția mea. Era cu totul o altă voce. Nu mai era cea pe care îmi vorbea urât, care îmi vorbea... Nu mai era cea pe care o cunoșteam. Care o cunoșteam, care într-un mod mai din trecut. Și mi-a spus că nu mai cade părul și a început să-mi crească părul la loc. Mm-hmm. M-am bucurat foarte mult, foarte mult. Am știut că Dumnezeu este Cel care face acest lucru. Am văzut și m-a întărit această lucrare a Dumnezeu, această minune. Această minune, da. Această minune a Dumnezeu m-a întărit. Acolo din nou am văzut că Dumnezeu lucrează și i-am cerut un lucru imposibil. Dacă spuneam oamenii, nu spunea că chiar sunt nebun. Dar i-am cerut lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, du-mă mai devreme acasă. Nu știu cum Tu ești Dumnezeu. Cerându-i acest lucru lui Dumnezeu, seara a venit, m-am rugat, a doua seară a venit polițistul, gardianul și m-a întrebat cum mă cheamă și mi-a spus să mă duc la comisia de munci. Și am zis, domnule, acolo ca să te duci la comisia de munci, trebuia să faci 2-3 cereri ca să te cheme odată. Eu nu făcusem niciuna. I-am zis, domnule, n-am făcut nicio cerere, nu sunt trecut pe nicio listă. Zice, domnule, dumneavoastră sunteți stat cu 3 ani, mi-a citit din nou datele personale și am spus, da, mâine te prezinți acolo.
Am zis că poate e o glumă. M-am prezentat a doua zi la comisia de muncă, care era formată din comandantul unității, doctor, psiholog, toți erau acolo și te examina. Ajungând acolo, mi-a spus că am fost verificat și sunt bun pentru paza penitenciarului. M-am crezut că din nou este o glumă. Pentru că la fapta pe care o aveam, gravitatea faptei și anii mulți, nu se putea așa ceva. Am zis că din nou e o glumă. Până n-am primit hârtia în mână, nu am crezut. Întorcându-mă înapoi, pe holul secției, unde aveam camera, așa se obișnuiau, toți colegii stăteau acolo și întreba, unde te-a dat la muncă, ce post te-a dat, nu te-a dat? Și am spus, da, m-a dat. Unde? În postul de pază penitenciară. A, zice, da, înseamnă că ai relații. Ce relații ai pe afară? Bani, mii de euro. Și am zis, oameni buni, colegi, da, nu știu dacă soția mea are acum bani să ia pâine, să dea la copii. Dar vorbim de sute sau mii de euro. Așa era că am zis, am pe cineva, dar nu aici, am pe cineva în cer. Ei au început să râdă și atunci mi-au zis, bă, lasă-ne cu Dumnezeu ăsta a tău. Dar eu știam cu ei am cerut, știam la cine am făcut cererea, cu ei m-am rugat. Și din nou am fost întărit cu această minune a lui Dumnezeu. Traian, trebuie să te opresc un pic pentru că minunea asta despre care tu povestești telespectatorilor, desigur că unii dintre dumneavoastră ați mai auzit câțiva ani în urmă, nu mai știu exact când ai fost la emisiunea Fiți Oameni, dar mă gândesc că nu vă pare rău că mai auziți încă o dată. Trebuie să spun ceva, pentru că în timp ce tu povesteai minunea aceasta, mi-am adus aminte că Dumnezeu pentru mine a făcut o minune când eu eram în penitenciarul din Germania, în anul 1994. Eram în Germania, nu știam o boabă germană, adică știam Danke schön, gute Nacht, câteva cuvinte, da? Eu nu știam nimic german. Bun. Pe secția respectivă unde și nu la întâmplare mi-aduc aminte de lucrul ăsta, pe secția respectivă unde erau probabil cu 100, acolo, cam acolo, în jur de 100 de deținuți, erau 4 posturi de muncă, da? 4 locuri de muncă. Era Hausarbeiter, adică administratorul casei, ajutorul omului ăstuia, un al treilea, primii 3 erau plătiți și un al patrulea era neplătit, dar avantajul era că ieșea liber din cameră și avea cumva alte condiții. Închipuiește-ți pentru al patrulea loc câte cereri erau. 100 de cereri. Eu nu făcusem nicio cerere. În primul rând că nu știam să fac cerere în limba germană, ce să scriu în limba, abar n-aveam. În al doilea rând că nu știam să vorbesc germană ca să poți ocupa locul respectiv, trebuia ca să vorbești limba germană. Că spunea ăla, du-te acolo, fă aia, adu, gestul, abar n-aveam. Bun. Într-o zi, vine la mine gardianul, exact cum a venit și la tine. Și îmi spune, zice, acum minunea a fost că prin semnele pe care el mi le-a făcut, m-a ajutat să înțeleg ceea ce îmi spunea. M-a întrebat dacă vreau să ocup unul din locul ăsta, al patrulea, pentru că unul din cei 4 urma să fie pus în libertate. Și eu i-am făcut semn că nu știu să vorbesc, că nu știu germană și că n-am făcut cerere. Și el îmi spune, îți fac eu cererea și zice, lasă cu limba, ne descurcăm noi. Dar nu a mai zis nimic. Bun. N-a trecut câteva ore, vine omul ăsta cu cererea în cameră și îmi semnez cererea și la o oră sau două am fost scos la muncă între cei 4 oameni. Toată secția și toți românii care mă cunoșteau și toți ceilalți au rămas șocați și au venit și m-au întrebat, păi, dar cum de te-am scos aici că nu știi să vorbești germană? Și eu am arătat către cer. Bineînțeles că acolo devenisem credincios, devenisem un om născut din nou, un copil al lui Dumnezeu. Am spus lucrul acesta ca să întăresc. Poate, dragii mei, în seara aceasta aveți așa în inimă să-L puneți pe Dumnezeu la încercare, să vedeți măreția, să vedeți dragostea acestui Dumnezeu. Poate ai o problemă care o vrei rezolvată. Nu știu ce fel de problemă. Nu am habar. Poate ai o dorință înaintea lui Dumnezeu. Te confrunți cu un necaz, te confrunți cu o stare de sănătate. Nu știu.
Dar ceea ce știu să-ți spun, și ai auzit mărturia lui Traian și ai auzit mărturia mea, care noi nu ne-am înțeles, dar în timp ce povestea mea m-a dus aminte, acolo a fost o adevărată minune să nu știi să vorbești limba germană, să nu ai cerere scrisă și totuși să vină un gardian neamț. Dar n-avea nicio legătură cu mine, eu eram român, el era neamț. Să vină și să-ți spună n-ai vrea să ieși aici, era un privilegiu să faci parte din cei patru care munceau acolo. Asta nu poate să fie decât o minune a lui Dumnezeu. Dragii mei, m-aș bucura să aveți curajul, să aveți îndrăzneala, să-L puneți pe Dumnezeu la încercare, să vă rugați, Doamne, poate am copilul bolnav, poate soția mea bolnavă, sau Doamne, poate cu casa la bancă, habar nu am, nu știu ce fel de necaz ați putea avea, dar este un prilej extraordinar să vă rugați lui Dumnezeu și să-I spuneți simplu, Doamne, Te rog, scapă-mă din problema asta și câte zile mai trăiesc pe pământ, vreau să Te slujesc numai pe Tine și vreau să trăiesc așa cum Tu ai lăsat scris în cartea aceasta. Traian, mulțumesc că împărtășești din nou cu noi lucrurile acestea extraordinare, nu sunt decât minuni din partea lui Dumnezeu. A făcut Dumnezeu pentru tine și minunea asta și a venit timpul când tu ai ieșit din penitenciar. Da, vreau să continui. Te rog, iartă-mă. Să spun că cererea mea de rugăciune a fost înaintea lui Dumnezeu să mă ducă mai devreme acasă. Da. Așa am văzut prima minune a lui Dumnezeu, că m-a scos la muncă. Minunea care a fost că m-a dus mai devreme acasă și cea mai bucurătoare a fost că eu am muncit un an și 8 luni în acel post de pază, am câștigat 200 de zile și m-am eliberat mai devreme cu 200 de zile față de cât trebuia. Adică să... Adică Dumnezeu ți-a împlinit aproape 7 luni. Cererea, dorința. Doamne, du-mă mai devreme acasă. Extraordinar. Da. Îi mulțumesc. Îți mai aduci aminte ziua în care ai ieșit din penitenciar? Da, pe 14 octombrie 2016 am fost eliberat. A intrat deja în al 4-lea an. Da. Al 5-lea. Am depășit al 5-lea an, da. Excellent. În care sunt în libertate și mă bucur că sunt lângă Dumnezeu. Știu despre Dumnezeu. Mă bucur în fiecare zi că mă cunoaște Dumnezeu și îl cunosc pe Dumnezeu. Pot să te întreb, Traian, cu ce sentiment ai ieșit din penitenciar? Ce era în inima ta? Ieșai într-o lume căreia nu-i mai aparțineai. Și mă refer aici la viciile pe care le aveai, mă refer aici la obiceiurile pe care le aveai, nu-i mai aparțineai, adică nu te mai gândeai, bă, ies de aici și fur, ies de aici și mă duc cu colegii, mă îmbăt, ies de aici și fac nu știu ce. Ce sentiment, cum te-ai gândit, ce era în mintea ta, dacă poți să răspunzi la întrebarea asta? Da, vreau să răspund cu în adevăr și cu sinceritate, vreau să spun că când am ieșit din penitenciar, dar până să ies, toți colegii, toți cunoscuții, bă, ai să ieși afară, nu mai faci infracțiune, ai să mai câștigi bani, din ce ai să te întreții? Ai copii? Cum? Ai să mori de foame? Ce faci? Ai să stai, să cerșești? Exact. La mila cui? Tot felul de chestii veneau și îmi spuneau. Am avut oarecum atunci o teamă căci așa va fi. Când o să ies afară, ce o să fac? Așa cum văzusem în Biblie că și Petru s-a îndoit când Domnul Iisus venea pe mare și l-a chemat la el și Petru s-a afundat în apă. Și eu am avut atunci un moment în care m-am îndoit și m-am gândit chiar așa o să fie. Dar ieșind din închisoare, venind în sânul familiei, citind în continuare din cuvântul lui Dumnezeu, de la zi la zi, vreau să spun că mă încuraja Dumnezeu și am văzut din nou, eram în libertate și am văzut din nou minunea lui Dumnezeu. Nu aveam bani, aveam deși datorii pe la magazine, pe unde făcuse soția și i-am cerut lui Dumnezeu, Doamne, numai Tu știi și Tu ne poți da ceea ce ne trebuie. A doua zi, după ce ne-am rugat seara cu copii, a venit un prieten și mi-a spus, Traian, știu că ai permis, uite, eu am o mașină,
tu ai venit acum din închisoare, tu ai permisul și eu am o mașină care mă duc la pescuit cu ea, dar nu mai folosesc, că mi-am luat alta. Uite, eu ți-o dau ție, o Supernova, țin minte foarte bine, o Supernova, și mi-a dăruit acea mașină Supernova. Din nou am văzut mâna lui Dumnezeu. Acel om n-avea nicio legătură, omul nu-ți dă 10 lei, da, o mașină. Din nou am văzut o minune a lui Dumnezeu. Și au urmat multe, multe altele care de atunci m-am bazat pe Dumnezeu, că El este Creatorul și a Lui sunt toate. Și ca să-mi dea mie să mănânc pentru următoarea zi, e nimic la Dumnezeu. Înseamnă nimic. Corect, corect. Am avut credință în toate acestea. De altfel, nu mă îndoiesc că ai citit în Cuvântul lui Dumnezeu, stă scris în Evanghelia după Matei, că Dumnezeu poartă de grijă păsărilor, dar aminte celor care sunt după chipul și asemănarea Lui. Adevărat. Deci El a spus că păsările cerului nu seamănă, nu se cere și totuși nu sunt nimic în hambare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Traian, știu că ai avut la un moment dat dorința să pleci în străinătate. Cineva ți-a spus că se câștigă bine, nu știu ce, nu știu cum. Ce s-a întâmplat? De ce n-ai plecat? Da, cineva mi-a făcut o ofertă să plec în străinătate, în Anglia. A zis că se câștigă bine, deși pot să fac și un ajutor social pentru copii, deși nu trebuie să duc copiii acolo, trebuie să-i țin în România. Doar cu actele să mă duc, să le fac pașapoarte și să mă duc acolo și să le fac ajutor social. Acum mi-au zis între 1000 și 1300 de lire, deși este o sumă, la noi în România este o sumă bună, mare, fabuloasă, care poți să faci ceva cu ea. Și prima dată m-am gândit că ar fi bine. Deci el mi-a zis, nu, doar nu faci nicio ilegalitate, vii și asta ceri un ajutor social și ei ți-l dă. În primul rând, din nou, nu am stat exact să analizez dacă merg în adevăr după bunul plac al lui Dumnezeu sau dacă merg după om. Și am zis că o să mă duc. Dar mergând la biserică, mergând duminica, Dumnezeu mi-a vorbit clar și sigur că dacă mă voi duce, banii aceia nu mai sunt de la Dumnezeu, ci nu mai sunt binecuvântați, nu mai sunt, sunt doar de la mine. Să-i și nu știu dacă mai ajung înapoi cu ei. Să-i explici un pic, te rog, cum ți-a vorbit Dumnezeu? Că sunt telespectatori care probabil își pun întrebarea asta. Dom'le, cum i-a vorbit Dumnezeu? S-a auzit vreo voce? Cum ți-a vorbit Dumnezeu? Da, prin cuvântarea pe care cel care ținea prin predica care predica, a fost, exact. Da, prin predica care a fost, au fost cuvinte care exact. M-au atins și mi-au exact. Explicat clar exact. Că dacă voi pleca, Dumnezeu va lua mâna deasupra mea și voi pleca pe cont propriu. Și la fel mă voi întoarce înapoi. Dar nu știu dacă mai ajung cu acei bani sau cine știe ce mi se întâmplă acolo. Pentru că, de fapt, la mijloc era vorba de o minciună. Era vorba de o minciună din cauza că trebuia să dovedesc că copiii mei sunt la școală acolo. Ulterior am aflat, ei făceau un act fals și dovedeau că copiii sunt acolo la școală din cauza, profitau de această pandemie care este și totul se făcea online. Dar când se termina această chestie, trebuia să fiu chemat acolo cu copiii, cu actele pentru semnare și atunci pentru semnat și dacă nu mă mai duceam, îmi oprea acea tranzacție, puteam să iau două, trei. Aparent, parcă nu era o chestie, dom'le, gata, ți-o opreau, nu știu. Dar în ochii lui Dumnezeu lucrul ăsta era o înșelătorie. O minciună. O excrocherie. O minciună, da, o excrocherie. Da. Deci erau niște bani câștigați care nu erau din adevăr, nu erau ai mei, nu mi se cuvineau. Exact, exact. Și ai renunțat. Și am ales să nu mai plec, am renunțat în total acest drum și mă bucur din toată inima că Dumnezeu mi-a descoperit din nou, mi-a luminat mintea cu acest adevăr
și mă bucur că sunt lângă Dumnezeu. Poate astăzi eram din nou închisoare sau eram într-un alt loc. Sau... Asta vreau să te întreb, Traian, cum se face că de obicei sunt oameni și e o vorbă la... eu am aflat-o ulterior, mi-au spus-o cei din penitenciarul, cineva din penitenciarul Galați, dintre deținuții care erau acolo, persoanele astea private de libertate, așa le se spune acum, mi-a spus că cine bea apă de aici odată, bea și a doua oară, și a treia oară, și a patra oară. M-a mirat vorba asta. Tu ai fost închis de două ori. Au trecut deja 4 ani și ceva buni. N-ai mai ajuns în penitenciar. Cum se întâmplă că nu mai dai curs acelei vară, adică nu se împlinește cu tine vorba asta, să mai bei și a treia oară apă din penitenciar. Cum se face lucrul ăsta? Adevărat este, tocmai ce a spus, așa sunt vorbele, că cine mai bea odată apă, va mai bea de acolo. Numai că cu mine nu s-a mai întâmplat același lucru, pentru că mi-am pus toată încrederea asta. În Dumnezeu. Toată încrederea mea a fost în Dumnezeu. Și când îți pui încrederea în Dumnezeu și îl urmezi pe Dumnezeu, urmezi instrucțiunile, această carte sfântă, corect, care este cartea de instrucțiuni a trupului. A vieții omului. Atunci nu ai cum niciodată să mai ajungi într-o închisoare sau să te mai întorci într-un loc rău sau să mai stai, să te mai duci la sfatul celor răi sau să mai comiți infracțiuni pe care odinioară le făceam. Traian, mai avem câteva minute și mă gândesc că sunt din penitenciarul Galați, care poate te cunosc. Și să uită la emisiunea pe care o avem în seara aceasta. Și poate o vor vedea în reluare, în zilele următoare. Ce mesaj ai pentru ei? Sau poate sunt în penitenciarul din Tichilești, tineri, care au urmăresc emisiunea aceasta. Ai vreun cuvânt pentru ei? Ai vreun mesaj pentru semenii tăi? Pentru cei care sunt acolo la suferință? Da. Dragi prieteni care mă cunoașteți sau nu mă cunoașteți, dragi foști temnițari, că și eu am fost odată în acel loc, mesajul meu pentru voi este unul că dacă îl veți urma, așa cum am făcut și eu, pe Dumnezeu, veți urma calea cea bună și veți avea încredere totală în Dumnezeu, nu veți mai ajunge niciodată în acel loc privat de libertate. Ca un pițigoi într-o colivie sau ca o pasăre reținută. Veți avea familii, veți trăi cu adevărat, veți simți că trăiți cu adevărat și sunteți cu picioarele pe pământ. Veți avea o viață curată și vă veți bucura de tot ceea ce o să aveți pe viitor. Și veți avea mai mult viața veșnică, pe care nici eu n-am avut-o și nici nu am știut de ea. Dar să aveți încredere în Dumnezeu și vă sfătuiesc ca să citiți cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, care este cea mai neprețuită carte din lume și mulți o batjocoresc. Cine dorește ca să aibă o viață curată, să citească Biblia. Vă îndemn cu drag. Dragul meu, mulțumesc tare mult pentru toate cuvintele pe care le-ai spus. Mulțumesc pentru că ai venit din nou la emisiunea Fiți Oameni. Dragii mei, a fost în seara aceasta Tacu Traian, un om care odinioară se adâncea în mocirla asta a infracționalității, dar a fost o zi când a prins, a găsit, a primit cartea aceasta, Biblia, și s-a plecat asupra ei, a înțeles de acolo că este un om a cărui viață se găsește în mâinile lui și a luat mâinile de la cârma, de pe cârma vieții lui și a pus viața lui în mâna lui Dumnezeu. Asta puteți să faceți și dumneavoastră, fiecare în parte. Este important, dragii mei, să ne apropiem de Dumnezeu. Este important să-L căutăm pe Dumnezeu, mai ales în zilele acestea pe care le trăim, când cel mai nepoftit musafir care îți poate bate la ușă este moartea. Moartea care nu te întreabă niciodată nimic. Ea a venit și te-a luat. Nu este tragedie că murim, ci cea mai mare tragedie este locul în care mergem. Adică dacă nu
am ascultat de Dumnezeu, dacă n-am crezut așa cum spune Biblia, nu cum spune nu știu ce tradiție sau nu știu ce doctrină, ci cum spune Biblia, dacă n-am crezut în Dumnezeu, îmi pare rău, dar Biblia spune că vom fi despărțiți pentru vecii vecilor de Dumnezeu. Nu este greu. Faceți rost de o Biblie și căutați să rugați-vă lui Dumnezeu să vă schimbe viața. Până săptămâna viitoare, vă doresc tuturor tot ceea ce este mai bine. Dumnezeu să vă binecuvinteze și, așa cum deja v-am obișnuit, fiți oameni. Doamne ajută, Doamne dă izbândă!